Făgărașul se transformă ușor-ușor într-un oraș de poveste. Ninsoarea de astăzi a pus și mai mult în evidență faptul că se apropie Crăciunul și s-a potrivit perfect cu planurile autorităților care sunt pe ultima sută de metri cu împodobitul orașului. Fulgii mari de zăpadă s-au așternut peste Făgăraș și se vor mai așterne, spun meteorologii. Ei au emis un nou cod galben de ninsoare. El a intrat în vigoare astăzi la ora 6 și se va întinde până mâine la ora 9. Precipitațiile vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor și se vor intensifica. Local în Moldova și Transilvania și pe arii extinse în zona montană vor fi mai ales ninsori și lapoviță. Iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent, cu precădere în Carpații meridionali și orientali. În regiunile sudice și sudestice vor predomina ploile, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 35 de litri pe metru pătrat. Totodată, în aceste regiuni, dar și la munte, vântul va avea intensificări temporare pe arii restrânse, depășind la rafală 50-50 de km pe oră.